Salutare și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. În acest clip vă voi arăta cum se instalează Pika OS, o distribuție nouă apărută, axată pe jocuri și jucători. Este, nu mai știu, am spus, este bazată pe Ubuntu. Practic este un Ubuntu pe steroizi, cum se zice. Așa cum am repetat, această distribuție este axată pe jucători. Nu mai trebuie să instalezi nicio aplicație, niciun pachet, niciun modul pentru sau de care ai nevoie pentru anumite jocuri, pentru anumite programe care să ruleze jocurile. Bun. Să vedem cum se instalează această distribuție. Eu o să o instalez într-o mașină virtuală pentru că este mai ușor pentru mine să filmez acest clip. Pika OS, cum am mai spus, o distribuție nouă apărută, axată pe jucători, vine cu drivere pentru plăcile AMD, Nvidia, Intel, procesoare, vine cu aplicații și module pentru jocuri, ca să ruleze jocurile în cea mai bună condiție. Pika OS este o alternativă sau un locuitor pentru Nobara Project. Nobara Project este un proiect mai vechi, poate ați auzit de el. Este bazat pe Fedora. Și, practic, din cauza lui Nobara a apărut și acest proiect Pika OS, care este bazat pe Ubuntu. Deci, cine nu preferă Fedora, folosește Ubuntu. Pentru că acum sunt alternative. Din păcate, mașina virtuală rulează un pic mai greu pentru că mașina mea reală nu este una performantă. Este un laptop destul de vechi. Am pus un pic de pauză până a trecut de acea imagine neagră. Acum suntem în modul live al Pika OS. Așa apare cu o fereastră unde sunt câteva informații. Bun. Să trecem mai departe. Mergem la Activities și prima pictogramă din stânga este Installerul Pika OS. Bun. Aici alegeți limba. Eu o să mă duc pe română. Poate este mai ușor pentru voi, dar majoritatea sigur o să meargă pe engleză. Așa că să trec și eu pe engleză, American English. Majoritatea poate o să prefere British English. Bun. Pentru început, ca la Windows, Next. Locația vine gata setată pe București. Aici alegem tastatura. De obicei rămâne așa cum este în majoritatea cazurilor. Și aici este cea mai mare problemă pentru majoritatea utilizatorilor. Dacă aveți un singur hard, sau mai bine zis, o singură partiție de memorie de stocare, puteți alege erase disk, sau dacă
Vreți să vă faceți mai multe partiții, va trebui să mergeți pe manual partition. Majoritatea, sigur, o să alegeți așa. Să dăm next. New partition table aici, GPT. În caz că nu apare nimic, dar de obicei ar trebui să apară free space-ul. Eu a trebuit să dau new partition table pentru că sunt în mașina virtuală, nu mi-a apărut nimic. Aici dăm create și la create alegem spațiul partiției. Eu de obicei pun 100 de giga pentru partiția root, dar în cazul de față n-am alocat numai 50 de giga. Dar pentru un mic exemplu se face așa. Pun un 20 de giga. Vedem cât ar veni 20 de giga. Trebuie să apelez la calculator pentru a afla 20 de giga. Giga și restul pentru partiția root, pentru partiția home, scuzați-mă. Aici am greșit ceva. Create. De ce mi-a apărut așa? N-ar trebui. Create. Și pentru partiția home ar veni home, restul care eu mai era mas. Și aici trebuia să vă arăt partiția root. Și se merge mai departe cu next. Dar eu o să dau back pentru că n-am numai 50 de giga și o să aleg erase disk. Să dau next. Aici o să vină datele personale. Numele calculatorului, în primul câmp numele dumneavoastră, al doilea câmp username-ul, numele calculatorului și o parolă. Și la ultimul pas, dacă sunteți o persoană care călătorește mult și cărați laptopul cu voi, nu vi faceți această căsuță. Dar dacă este un desktop sau chiar laptop și nu-l scoateți din casă sau din cameră, se poate bifa. Login automatically without asking for the password. Logare automată, ca să nu vă mai ceară parola. Parola nu se potrivește. Acum. Next. O mică introducere despre ce s-a făcut până acum și dăm install. Install now. Și acum, în funcție de performanțele calculatorului, mai repede sau mai încet, se va face instalarea distribuției PKOS. Până atunci, hai să vă arăt cu ce vine. PKOS. Clientul de mail Gary, contact, vreme, fotografii, calculator, documente scanate, asta dacă aveți scanner, utilități, la utilități ce avem. Advanced Network Configuration, aici vă configurați internetul,
Aici vedeți discul, diferite informații, program pentru backup, disc este un program pentru managementul partiților, vizualizator de imagini, vizualizator de documente, manager de arhive, manager de parole, diferite setări la mediul de lucru GNOME, care nu se găsesc implicit în setările mediului de lucru GNOME. Informații despre sistem, caractere, fonturi. Help. CIS este un program pentru webcam. Popularul joc Solitaire. APX Subsystem Settings este interfața grafică pentru managerul de pachete APX. Cu APX veți putea instala din terminal programele preferate sau jocuri preferate, calendar, caractere, drive manager, aici vă puteți instala driverele pentru placă video, aici vă puteți instala sau dezinstala sau administra extensiile pentru GNOME, firmware manager, pachetul. Acesta este program de instalare a pachetelor DEB. Gparted. Cu acest program vă puteți partiționa hardware, language support, MPV Media Player, Pika OS Desktop. De aici vă puteți alege cum vreți să vă arate mediul de lucru GNOME, Power Statistics, Pulse Audio Volume Control, Rhythmbox. Este un audio player. Pe pagina 2, startup application, aplicațiile care pornesc automat, program pentru crearea unui USB live, Synaptic Package Manager, este un centru software, centru de programe, text editor, transmission, este un program pentru torente și web apps. Cu această aplicație vă puteți face site-urile preferate sub formă de aplicație. 6%. Până atunci vă mai arăt aplicațiile de la Pika OS. Cu care vine Pika OS. Și prima aplicație este APX Subsystem Settings. O mai dau de gard, mă scuzați, îmi cer scuze. Un program simplu. Le puteți controla managerul APX. Puteți instala aplicațiile de la Arch, de la Fedora și de la Alpine. Următoarea aplicație este Welcome to Pika OS. Până se deschide Welcome Pika. Mai avem Pika OS Repository. Și cam atât. Mai vine și cu GNOME Software Center. Pe lângă Synaptic Package Manager. Ca să aveți de unde alege. Ok, Pika, Welcome Pika OS nu vrea să se pornească.
cum v-am mai spus, și sistemul meu este destul de vechi. PKS Repository. Aici vă puteți instala diverse depozite și le puteți administra. Vine cu ceva depozite implicit, vine cu Flatpak activat. O să pun o pauză și o să revin spre sfârșitul instalării, pentru că durează destul de mult pentru sistemul meu. Am revenit. A durat ceva, câteva minute. Nu a fost... Plus, acesta a fost tot. Aceasta a fost instalarea. De aici încolo să aveți spor cu această distribuție și vă mulțumesc pentru că a stat până la finalul acestui clip. Și îmi cer încă o dată scuze pentru greșelile făcute și spuse în acest clip. Reveniți pe canal pentru că vor mai urma clipuri. Mulțumesc!